A venit timpul să descoperim și cutiuța Glossy Box din luna aprilie. Hola, hola, bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal și astăzi vorbim despre o nouă cutiuță Glossy Box. Înainte de a trece la treabă, să vorbim despre elefantul din cameră și mai exact podoaba mea capilară, care, după cum se vede, este așa ușor ca electrizată. De ce? Pentru că după ce l-am spălat, am avut eu inspirata idee să-l prind aici sus într-un coc. Și într-adevăr, am volum cât să ne ajungă, dar se vede că am și niște așa bucle super, super rebele. Așa că vom face abstracție de podoaba mea capilară și vom considera că eu m-am coafat special așa. Nu mai spuneți la nimeni treaba asta de eșecul meu cu părul, rămâne între noi. Însă, hai să trecem la cutiuța de la Glossy Box, așa cum v-am obișnuit până acum. De fapt, de la începutul acestui an, eu am testat produsele în fața camerei înainte de a vă prezenta cutia și desigur că pe măsură ce vă voi vorbi despre produse, voi vedeți clipuri în care eu le folosesc. Pentru cine nu știe deja, Glossy Box este cutiuța soră a lui Look Fantastic și costă 15,50 € în Franța. Nu știu în UK cât ar costa, însă în euro este 15,50 €. Este o subscripție lunară ce vine în general cu precădere cu produse în full size. Până în momentul de față, pe mine Glossy Box nu m-a dezamăgit. Luna trecută a fost așa ușor mai... Dar nici măcar atunci nu m-a dezamăgit comparativ cu Look Fantastic. Și din ce am citit și comentariile voastre, din ce am văzut și clipurile voastre, tot mai multă lume este dezamăgită de Look Fantastic. Însă Look Fantastic nu este subiectul clipului de astăzi. Pentru asta vom aștepta cutiuța și vom vedea atunci ce se va întâmpla. Tema lunii aprilie este Woke Up in Spring, adică trezește-te în primăvară. Avem cartolina ca de obicei, pentru că la Glossy Box nu mi-a lipsit niciodată cartolina. Și avem aici produsele pe care eu le-am găsit în această lună. De această dată am testat absolut toate produsele din cutie, chiar dacă eu nu le voi folosi pe toate pe parcurs, ci le voi da mai departe persoanelor din jurul meu, însă sunt persoane cărora îmi permit să le dau produse pe care le-am folosit o singură dată. Bun, și hai să le luăm în ordinea de pe tricou sau în ordinea aplicării. Hai să le luăm în ordinea de pe tricou, că așa am făcut-o tot timpul. Primul și în primul rând avem o palețică de la Sofia N. Mabel. Este o paletă, un quad de fapt, cu 4 farduri. Haideți să vă arăt și ambalajul. Cam așa se prezintă. Este o palețică, din punctul meu de vedere, pe care strigă primăvară. Până să vă spun părerea mea, eu o port astăzi la ochi. Haideți să vă spun ce ne zic cei de la Glossy Box despre ea. Și ne spune că această micuță paletă de 4 farduri ne va însoți peste tot. Este perfectă pentru a o glisa în poșeta noastră, în rucsacul nostru, depinde de fiecare, și putem crea lucruri frumoase datorită celor 4 farduri ce se găsesc în această paletă, lucruri potrivite pentru primăvară. Produsul este în full size, se comercializează cu 27,70 € și poate fi achiziționat de pe sofiamabel.com. Acum, cred că în timp ce v-am citit eu, voi ați văzut deja imagine. Cred că Ana, care editează, cred că asta a cam făcut. Acum să vă spun și părerea mea. Cred că ați văzut deja și din imagini reacția mea în momentul în care am aplicat fardul maro. Știți că, în general, eu testez calitatea unei palete atunci când folosesc fardurile mai închise la culoare și văd cum se blenduiesc acestea,
cum își păstrează culoarea și așa mai departe. Sincer, inițial, când am văzut-o, am zis, da, este o paletă drăguță, dacă vă uitați așa, chiar este, strigă pe ea primăvară. Exceptând fardul acesta maro închis, strigă pe ea primăvară. Însă am încercat absolut toate fardurile din această palețică. Ce vă pot spune este că este o paletă cu care se lucrează foarte ușor, se blenduiește foarte bine și fardul acesta maro, în momentul în care le iei pe pensulă, chiar dacă scuturi bine pensula, este super pigmentat. Într-adevăr, eu am construit puțin culoarea, adică am aplicat de 2, maxim de 3 ori, dar eu fac același lucru cu toate paletele mele, adică nu bag din prima jumătate de pastiluță de fard și după aia să mă chinui să blenduiesc, pentru că scopul meu este să construiesc culoarea din aproape în aproape, însă aceea să rămână pe ochi. Așa că da, am rămas mai mult decât plăcut surprinsă și dacă mă întrebați pe mine, pentru o persoană care iubește un machiaj discret, un machiaj din acesta de zi cu zi, cred că această paletă ar fi absolut superbă, iar în momentul în care vrei să intensifici puțin machiajul sau să-l transformi într-un machiaj de seară, dacă tu de felul tău folosești doar culori așa super deschise, automat în momentul în care adaugi puțin culoare mai închisă, îl transformi într-un machiaj de seară pentru tine, cred că ar fi potrivită. Una peste alta, o descoperire mai mult decât plăcută, chiar îmi place paleta. Și trecem la produsul cu numărul 2 și este de la Elikia Beauty. Cred că așa se pronunță, nu știu ce să vă spun. Este un iluminator roz, după cum se vede, este un iluminator lichid. Un iluminator 100% natural pe care Elikia Beauty l-a conceput cu ulei esențial de hibiscus. Textura sa plăcută permite să aducem rapid o tușă de strălucire tenului nostru. Poate fi aplicat singur ca atare sau amestecat cu fondul nostru de ten pe zonele dorite, bineînțeles. De asemenea, poate fi folosit și sub arcada și sub arcadă, pe tâmple și deasupra pomeților. Este un produs în full size ce se comercializează cu 14,90 euro și se poate cumpăra pe site-ul celor de la elikiabeauty.com. Inițial, când am văzut acest produs, am zis, mamă, cât e de roz! Sincer, nu am fost încântată de el. L-am testat pe mână, din nou mi s-a părut că este super, super roz. Chiar și acum am mâna pătată. Însă, în momentul în care l-am aplicat peste fondul de ten, pentru că fiind atât de roz, nu am avut curajul să îl amestec cu fondul de ten și să mi-l aplic pe întregul ten, așa că l-am aplicat doar pe pomeți. Sincer, produsul se blenduiește foarte ușor, se îmbină în mod plăcut cu pielea, practic se topește pe piele, pe fundal îl auziți pe Bruno pentru că astăzi este la ziua de miorlăială și de plâns, asta este, dar da, se îmbină atât de plăcut cu tenul. Într-adevăr, eu nu sunt genul care să folosească produse lichide pentru machiajul feței. Și de asemenea, eu nu sunt genul care atunci când apelează la un iluminator să fie un iluminator din acesta roz, ci le prefer pe cele mai aurii, însă s-a blenduit foarte ușor în pielea mea, mi-a lăsat așa o discretă tușă de strălucire, deci mi-a lăsat ceva iluminare, dar într-un mod discret, într-un mod plăcut. Dacă sunteți genul de persoane care iubiți produsele cremoase pe tenul vostru și iubiți culorile de acest gen, cu siguranță vă va plăcea. Voi ați văzut deja din imagini că chiar dacă aici este rozul ăsta atât de puternic, pe ten nu se vede chiar așa. Deci chiar este un produs super, super fain. Trecem mai departe din nou la un produs care pe mine nu m-a încântat în momentul în care l-am văzut și vorbim despre un eyeliner de la Aiko. Însă, hai să vă vorbesc despre el. Spune aici că
este inspirat de caligrafia tradițională, acest eyeliner ne va garanta o privire de căprioară. Textura sa lichidă va rămâne în loc pe parcursul întregii zile, fără să se estompeze. În plus, vârful său precis permite o aplicare perfectă, acest format mini. Din nou, este ideal pentru a fi glisat în geanta noastră, pentru un posibil retuș în oricare moment al zilei. Aici se cam contrazic ei între ei, cam așa se prezintă eyelinerul. Se contrazic ei între ei, deoarece spun că tușul ar trebui să reziste pe perioada întregii zile, dar totuși îl poți pune în geantă pentru un retuș. Nu știu ce să vă spun la capitolul ăsta. Produsul este un travel size, iar travel size-ul costă 12 euro și poate fi achiziționat de pe site-ul celor de la aiko.com. Acum, ce să vă spun eu? În momentul în care l-am văzut, sincer, n-am fost foarte încântată. Pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu și Aiko nu avem o relație tocmai plăcută. În general, produsele lor pentru mine nu că au fost groaznice, dar nu au făcut nimic care să mă facă să vreau să le folosesc în continuare. Însă, și aici o spun cu toată sinceritatea, chiar am rămas plăcut surprinsă de felul în care lucrează acest eyeliner. Am mai testat eyeliner de la Aiko, deci acesta nu este primul, însă niciunul nu s-a aplicat ca dumnealui. Într-adevăr, vârful este foarte precis și cred eu că va merge bine inclusiv unei persoane care abia învață să se joace cu eyelinerul, pentru că are un vârf atât de subțirel, încât poți lucra din aproape în aproape, în așa fel încât să nu dai greș. Eu, având o pleoapă ușor căzută, nu este căzută în totalitate, dar este așa pe jumătate, în general caut produse care să nu se transfere, care să reziste foarte bine, plus că am și ochiul stâng ușor plângăcios, v-am mai spus eu cu ochii mei sclifosiți, dar da, eu am rămas plăcut surprins. Voi vedea dacă îl mai testez încă o dată sau nu, dar drept o prima aplicare, nu știu acum cum va rezista pe parcursul întregii zile, drept o prima aplicare, șapo, jos pălăria. Următorul produs este de la Blumi și se prezintă cam așa. Avem aici un gloss de buze în nuanța Pink Ladies. Revin la părerea mea ulterior, acest gloss de la Blumi este ideal pentru a vă ilumina buzele. Eu îl port astăzi, de altfel. Împreună cu formula sa vegană, cu 85% ingrediente de origine naturală, dar de asemenea îmbogățit în uleiuri de ricin și argan, acesta vă va asigura o hidratare optimă, respectând în același timp și pielea voastră, a fi utilizat atunci când doriți. Produsul este în full size, se comercializează cu 14,90 euro și poate fi comandat de pe site-ul celor de la blissy.fr/mark/blumi. Eu cred că am mai testat un gloss de la ei, cred. Știu că în general eu dau glosurile mai departe pentru că nu sunt genul care să folosească un asemenea produs. Nu am nimic împotriva lor, pur și simplu eu personal nu suport un ruj sau un produs de buze care se transferă în continuu și trebuie reaplicat de mai multe ori peste zi, fiind obișnuită ca atunci când sunt la job să-mi aplic o singură dată un creion și un ruj și să-mi reziste întreaga zi, vă dați seama că nu am și plus nici nu am timp acolo să-mi reaplic sau să-mi retușez machiajul și toate cele. Ce vă pot spune este că da, are textură de gloss, însă nu este lipicios deloc. Am fost surprinsă în momentul în care l-am aplicat pentru că este un produs destul de pigmentat, adică pentru un gloss se poate observa și pe buzele mele. Este un produs destul de pigmentat, ceea ce m-a surprins în mod plăcut, desigur, pentru o persoană care iubește glossurile, care
le folosește în mod regulat și își dorește și ceva culoare, zic eu că merge de minune, adică nu mai e nevoie și de un creion sau de un ruj pe dedesubt ca acesta să se vadă. Da? Se vede foarte discret, se vede foarte plăcut pe buze, însă mie mi se pare că duce mai mult spre portocaliu, spre corai, în momentul aplicării. Eu tot mă uit în oglindă, acum da, se vede ușor mai rozaliu, dar tot are tenta aia de portocaliu. Una peste alta, este un produs interesant. Nu știu ce să vă spun mai mult de atât despre el. Și ajungem și la ultimul produs din această cutiuță și avem aici de la marca Feel Free Bio. Da, Feel Free. Este o cremă de ochi cu antioxidanți. Această cremă de ochi bio a fost formulată în așa fel încât să hidrateze în profunzime și să elimine micile riduri de expresie pentru a vă asigura o privire mai luminoasă. Îmbogățită în acid hialuronic și în extract de lămâie și de cafea, este ideală pentru a da ochilor un aspect mai puțin obosit. Aplicați pe o piele uscată, curată, o cantitate mică și masați până la absorție. Ar fi folosit atât dimineața cât și seara. Este un produs full size ce se comercializează cu 5,30 € și se găsește pe feelfreebio.com. Eu am folosit crema o singură dată. Ce vă pot spune este că în momentul în care am pus pe mână, ați văzut și voi, am luat o cantitate mult prea mare și restul l-am aplicat pe dosul palmei pentru a nu face risipă. Este un produs foarte, foarte lejer, are o textură lejeră. La nivel de hidratare, nu știu ce să vă spun pentru că după o singură folosire la creme de ochi îți dai seama cam greu, cel puțin eu, bineînțeles. Dar da, are o textură plăcută, are o textură lejeră, se absorbe relativ rapid în piele. Nu știu dacă voi continua să o folosesc eu, deoarece în momentul de față am vreo 4 creme de ochi în baie și mi-aș dori să le termin pe acelea. Cel mai probabil voi bucura pe altcineva cu această cremă. Acestea fiind spuse una peste alta, cutiuța din această lună, din punctul meu de vedere, a fost una chiar reușită. Absolut toate produsele mi-au plăcut. V-am spus, chiar dacă nu le voi folosi eu în continuare, dacă voi da din ele și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu sunt produse bune, ci pur și simplu pentru a evita să acumulez foarte multe produse, pentru a evita risipa și așa mai departe, prefer să le dau mai departe. Acestea fiind spuse, aștept să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre produse, dacă aveți și voi subscripție la Glossy Box și le-ați primit, le-ați testat, cum vi se par, dacă nu, ce v-a atras privirea, ce vă interesează și așa mai departe. Aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare. V-am pupat și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!